Salut! Eu sunt Cornel și astăzi o să vă prezint replica pistol Pro Force pe 320 M17 Full Metal GBB de la Sig Sauer. Găsiți replica pe octagon.com cu cod produs 8465. Da? Octagon.com. Preț 865 de lei. Intrați, cumpărați și veți primi fix chestia asta. Adică o replică a ultimului pistol adoptat de armata US, Sig Sauer P320M17. O replică, dacă mă întrebați pe mine, foarte mișto, dar haideți că o să o luăm treptat și ajungem și acolo. Să desfacem cutia. Cutia are așa. E o cutie simplă, micuță, Sig Air, pentru că această replică face parte dintr-o nouă serie de replice Airsoft, dezvoltată de însuși Sig Sauer, prin subbrandul Sig Air Pro Force, da? Și au colaborat și cu cei de la VFC pentru realizarea acestei replici, da? Pro Force, Sig Air, Pro Force, ok? Pe cutie avem gas blowback pistol. Asta este varianta pe green gas. Avem disponibil o variantă și pe CO2, care este identică, doar că diferă încărcătorul. Puteți să vă luați încărcător compatibil pe CO2, tot de pe Octagon, cod 8467, undeva la 180 de lei. Pe CO2 aveți niște performanțe puțin mai mărite și o să vă arăt aici. Pe CO2 avem până la 410 feet per second cu bile de 0.20 și pe green gas avem până la 320 de feet per second. Da? Capacitatea încărcătorului este de 21 de bile, semi-automat, calibru 6 mm. Da? Avem și aici 21 de bile. Pistolul acceptă și CO2 și green gas. Hop-up reglabil și năris. Ok, hai, destul cu cutia, să o deschidem, să vedem de fapt care e treaba aici. Avem o foaie pe care nu o să o citească nimeni niciodată, deși ar trebui, replica, încărcătorul, cutia. Asta este unealta pentru a regla hop-up-ul. O să vă arăt imediat cum o putem folosi. Încărcătorul Full Metal, 21 de bile, green gas. Ce-mi place mie că valva de gaz nu este amplasată în talpa încărcătorului, cum e la majoritatea replicilor, ci aici. Mi se pare foarte tare chestia asta. Încărcătorul clasic, nu avem ce să comentăm despre el. Îl punem deoparte. Replica. O replică foarte mișto. Deci arată foarte bine. Marcaje autentice. Sig Sauer. Avem și un număr de înregistrare unic. Da? Newington 9 mm x 19. Acest manșon este prevăzut cu o bază de montare, da? Pe care e montată cătarea spate. Ei bine, această bază de montare se poate înlocui cu o montură specifică pentru acest model de pistol, ce permite mai apoi montarea unui dispozitiv optic, cum ar fi un micro red dot. Cui îi place? Mie unul nu-mi place. Da? Avem slide metalic. Sunete foarte, foarte mișto sunetele scoase de această replică. Hop-up-ul se ajustează, se blochează slide-ul în spate. Se ia această unealtă. Da? Are forma acestui ghidaj, da? Se poziționează pe ghidaj și se învârte sus sau stânga sau dreapta pentru un hop mai puternic sau mai puțin puternic. Da? Deci am arătat și cum folosește această unealtă.
slide metalic, țeavă internă metalică, țeavă externă metalică, țeavă internă metalică, deci ambele sunt de metal. Ghidajul este la fel metalic. Butonul de slide release este metalic. Aici avem siguranța este din plastic, care este ambidextră, la fel și slide catch-ul, slide release-ul, da? Sunt ambidextre. Funcționale. Ok. Aici avem pârghia pentru demontare, care se blochează slide-ul în spate, se acționează pârghia, după cum ați văzut, eliberăm slide release-ul și s-a demontat. Simplu și ușor. Componente metalice, bineînțeles. Mare lucru, nu am ce să vă arăt aici. La fel, nici aici. Totul este metal. Deci este o replică full metal, mai puțin corpul, care este dintr-un polimer foarte bine realizat. Aici avem un grip foarte tare, foarte aderent, foarte mișto. Avem și logo Sig Sauer. O să o punem la loc. Am blocat slide-ul. Acționăm pârghia la loc. Am deblocat. Da? Bun. Deci, am zis așa, slide metalic, care este de fapt din Zamac. Corpul este din polimer de calitate. Țevile sunt din metal ambele. Avem o greutate de 760 de grame. Lungime 216 mm. De hop v-am spus că este reglabil. Energia dezvoltată de această replică pe Green Gas este de 1,07 J. Pe CO2 ajunge undeva la 1,8 J. Da? Deci atenție, 1,07 Green Gas, 1,8 pe CO2. Viteza bilei de 0,20 grame în metri pe secundă este de 103. Iar... iar în feet per second undeva la 340. Da, după cum am spus, aceste valori vor fi mai mari pe când utilizați încărcătorul pe CO2. Încărcătorul, am spus, avem 21 de bile, full metal, foarte bine, foarte frumos construit și finisat. Dacă vreți pentru această replică un top compatibil, eu încă nu mi-am luat. Găsiți pe Octagon, este un încărcător de la Amomax, cod 8470, undeva la 65 de lei, este dedicat M17. Eu mi-am luat un toc universal de la 8 Fields, cod 6722. L-am luat pentru a depozita arma în el. Nu îl port la curea, nu practic airsoft încă, efectiv doar țin replica în el ca să stea în siguranță. Și după cum se vede, stă foarte bine, în foarte mare siguranță. Ok. Deci, ce nu v-am mai spus de această replică? Avem prezente aceleași detalii, marcaje, până și greutatea este identică cu cea a armei reale de foc, la fel și strip field-ul, da? Așa se demontează și arma reală. Avem și naris sub țeavă, care permite montarea unui dispozitiv tactic, cum ar fi o lanternă, un laser sau și așa mai departe. Cătările sunt fixe, marcate cu puncte albe, pentru o precizie mai bună. Da? Ce aș mai putea să vă spun? Este un pistol foarte mișto. O să vă fac și o probă de tras la țintă. Are o precizie destul de bună. Ca și puncte pro, aș putea spune, ce-mi place mie cel mai mult la el este că are un blowback puternic, marcajele autentice, puterea relativ mare pentru un pistol pe gaz, are o eficiență bună a gazului, eu am reușit să trag la o temperatură de 20 de grade, am reușit să golesc două încărcătoare cu o singură umplere de gaz. Gazul folosit a fost Swiss Arms Extreme Gas, tot de pe Octagon. Cod 3638, este un gaz ceva mai puternic, recomandat pentru replicile cu slide metalic. Ce mai îmi place la pistol, care se poate realiza o mentenanță ușoară, adică imediat l-am desfăcut, bam, am luat ulei siliconic, am dat pe șine,
La fel și pe aici, am dat prin mecanismul de tragere, care este foarte descoperit și poate fi lubrifiat ușor. Totul este făcut, e gândit foarte bine și este pus foarte bine. Ok, ce mai îmi place, că are o precizie și o curbare bună la 5 metri, 10 metri, 15 metri, unde țintești acolo se duce bila. Mai îmi place foarte mult supa asta de încărcare cu gaz. În schimb, contra, ce am găsit eu, ce nu îmi place mie personal la acest pistol, mi-aș plăcut să fie un pic mai greu, cel puțin acum când nu are încărcător în el, toată greutatea este undeva pe aici, pistolul cade nas, dar nu porți, nu te joci cu pistolul fără încărcător, așa că odată ce bagi încărcătorul se echilibrează cumva, dar e un pic cam ușor pentru gusturile mele. Ce nu mai îmi place este talpa asta de la încărcător, da, știu, așa este arma și cea adoptată de armata americană, în schimb mie nu-mi place cum iese talpa asta. Știu că vor aduce cei de la Octagon un încărcător fără această talpă și pe aștept să-l iau. Ok, haideți să-l încărcăm cu gaz, să facem un pic de dry fire. Da? Undeva la 5 secunde. E de ajuns. Deci nu avem bile, nici pe țeavă. E ok. Recul puternic, da? Da, haideți să vă arăt trigger reset-ul. Deci trăgaciul ăsta e foarte, foarte mișto făcut. Am tras. Și acum îi dau drumul. Și s-a armat din nou. Foarte tare. Ok. Alimentăm cu bile. De recomandat este să folosiți bile de 0,20 și 0,25 de grame. Eu folosesc acum 0,28 pentru că mi se pare că acest pistol are o eficacitate mai bună cu aceste bile. Nu o să punem multe bile. Cred că e de ajuns. Cu siguranță e de ajuns. Și vom face o mică probă de tras la țintă și apoi încheie. Ok, am poziționat ținta. Avem bile în încărcător. Avem undeva la 5 metri jumate, chiar 6 până la țintă. Haideți să vedem cum se comportă. Sper că v-a plăcut. De data viitoare.